Adrian Porumboiu, fost arbitru internațional, s-a născut la 27 septembrie 1950 la Buzău. Aflat la ceas aniversar, finanțatorul Vasluiului a primit urări de bine din partea jucătorilor de la FC Vaslui, dar și promisiunea că îi vor dărui 3 puncte la meciul cu Zurich din grupele Europa League. Noi știi în românesc cum se zice? Happy birthday? La mulți ani! Tanti anni di vita in italiano. And spero che faccia un present for him and joy un match con Zurich, che è foarte importante pentru noi, pentru el. Dacă o să câștigați joi, îi dedicați lui Victoria? Sigur. Cred că asta e un match chiar la prima victorie în Europa League pentru Vaslui, pentru toată lumea. E se se poate dedicația Mr. Porumboiu, care era responsabil pentru tot asta, pentru Vaslui, e foarte important pentru noi. Da, o victorie cu Zurich ar fi un cadou potrivit? Da, ar fi un cadou potrivit pentru dânsul, pentru că merită asta și sperăm să îl facem fericit. Tehnicianul echipei îi dorește finanțatorului împliniri pe toate planurile, sănătate și consideră că satisfacția maximă ar reprezenta o victoria din meciul de joi contra lui FC Zurich. Ce pot să-i urez? În primul rând multă sănătate. Sper ca poimâine să-i face un cadou splendid. În rest, cred că merită din partea echipei foarte, foarte mult, pentru că se dăruiește total aceste echipe, consumă foarte mulți bani ai lui și ai familiei lui și, în opinia mea, cred că merită să aibă satisfacție nu doar în planul afacerilor și în plan sportiv. Cred că în acest an are o satisfacție deosebită. Ne alăturăm și noi gândurilor bune și îi urăm sănătate, împliniri și să aibă parte de o primăvară europeană. La mulți ani!